dacă, de exemplu, un bărbat mereu se uită la colegul lui de serviciu, care îi se pare mai atractivă decât nevastă, da? Încet, încet e hipnotizat. După aia îl înfășoară gândul și apoi îl împietrește. Mă, soția mea nu e așa, uite ce rea, nu mai gătește bine. Toate îi se pară pe dos la nevasta. Pentru că a apărut fenomenul ăsta de înșelare, de înfășurare și de împietire. Și când inima e de piatră, nu mai poți face nimic cu el. Nimeni nu poate face nimic cu el. O femeie a zis, frate păstor, soțul meu trăiește cu o altă femeie, e nepocăit, eu pot să mai mă culc cu el? El e un curvar și am zis, sigur că poți să te culci. Chiar este indicat. Cum, frate, dar nu mă fac una cu un curvar? Nu, 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 nu. Deci căsătorită cu bărbatul ăsta. El nu-l cunoaște pe Domnul, soră, nu-l cunoaște pe Domnul. Dar Biblia te învață să-i oferi datoria de soție, adică relația intimă. Dar chiar dacă mă împarte cu altă femeie, soră, el nu-l știe pe Domnul, tu-l știi pe Domnul. Acum, trebuie să-i spun, soră, tu ești templul Duhului Sfânt și tu, unindu-te cu el, păcătuiești? Nu, pentru că ea este într-un legământ de căsătorie recunoscut de Dumnezeu. În fondul nu este loc unde scuipăm gunoaiele și ne ridicăm poalele în cap să le vadă lumea, să ne vadă rușinea. Salutare, dragi prieteni, alături de noi în ziua de astăzi, deși voi o să-l vedeți într-o dupămasă, Nelu Mureșan, el a mai fost, însă eu nu am avut prilejul de a fi atunci împreună cu ei. Astăzi mă bucur să pot să vorbesc cu omul acesta, omul lui Dumnezeu, drag mie și celor apropiați mie. Întotdeauna, nu știu dacă ați auzit foarte multe comentarii de apreciere, dar oamenii care stau pe lângă mine întotdeauna au avut numai un cuvânt bun despre dumneavoastră și vreau să vă spun că chiar mă bucur că putem să fim azi împreună și mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi. Ei, Marian, și eu mă bucur să fiu cu voi. Nu știu ce emoții aveți voi, dar eu le am. Mai ales pentru că mi-ați spus ce subiect vreți să discutăm și când e vorba de subiecte din astea foarte controversate și delicate și care țin de trăirile noastre cele mai adânci, nu pot să nu îl tratez cu frică și așa că dincolo de aprecieri și de laude, m-aș bucura să ne dea Hristos like-uri și Asta să e ne cel mai aprecieze. important. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru că ați acceptat să reveniți în mijlocul nostru, aici, în cadrul emisiunii. Și, într-adevăr, subiectele pe care noi încercăm să le tratăm sunt subiectele care de multe ori sunt evitate în biserici. Adică în biserică predicăm lucrurile care dau bine la biserică, despre, dar sunt unele lucruri care de multe ori evităm. De exemplu, divorțul, recăsătorirea și chestiile, recăsătoria și chestiile astea le evităm. De ce cauză? Nu suntem nici prea siguri pe multe chestii. Unele mi se par că dacă le spunem pierdem, știu, votanți sau... Și atunci... Acum, nu cred că neapărat evităm subiecte de dragul de a le evita, ci ținem cont că în contextul bisericii avem tot felul de participanți la slujbe și atunci nu întotdeauna cadrul bisericesc este mediul cel mai potrivit sau locul cel mai potrivit în care să abordăm subiecte și controversate și delicate și care ar putea ofensa pe unii. Și e adevărat, și incompetența uneori ne oprește să abordăm subiecte asupra cărora nu avem o înțelegere suficient de clară și de autoritară. Da, de acord. Astăzi vreau să fim foarte direcți de la început, vreau să vorbim despre recăsătorie și ca să existe posibilitatea asta, cred că ceva înainte de ei, normal să se divorțeze sau s-a divorțat. Există, n-aș vrea să pun o scuză, există vreo posibilitate prin care omul să spună mă pot divorța. Am dreptul ăsta. Dragii mei, ce am observat eu și mi-am luat timp ca să abordez și să meditez, să frământ toate textele din Scriptură care abordează divorțul. Și ce am constatat? Toate, fără excepție, abordează în același timp sau în context și recăsătoria. Și asta e fundamental. Greu de crezut că cineva se gândește la recăsătorire fără a se gândi la divorț mai întâi. Sau, hai să pun invers lucrurile. Greu de crezut că un om se gândește la divorț dacă nu are în minte o altă variantă.
Dacă aș lua unul din contextele clasice, din Predica de pe Munte, da? Unde Mântuitorul atrage atenția bărbatului că dacă se uită la o femeie și o poftește, adică își face scenarii cu ea, scenarii erotice, este acuzat de preacurvie. Și mai jos, câteva versete, vorbește Hristos despre divorț și de căsătorire. Da? Tocmai ca să ne învețe că de obicei oamenii care se gândesc la divorț au în minte ideea recăsătorii. Și dați-mi voie să citesc ceea ce am spus. Mai întâi, Matei 5:28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și uite în versetul, asta e în 28 și în 32 zice, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de picine de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cel de bărbat, ta curvește. Deci imediat la distanță de câteva secunde, Hristos prinde în Predica de pe Munte și ideea poftirii, urmată de ideea divorțului și a recăsătoririi. Tocmai ca să ne învețe că înainte de a divorța cineva și-a făcut scenarii viitoare, alte variante. Că dacă ar fi vorba de Adam și Eva, săracul Adam nu poate divorța, că are o singură Eva, nu? Nici Eva săracă, unde să meargă? Dar în contextul în care sunt milioane și sute de milioane de Eve și de Adam, adică de variante posibile, este mai ușor să gândești la divorț, da? Dar totuși trebuie să admite că sunt și cazuri de divorț în care cel puțin unul dintre parteneri nu au minte, nici măcar divorțul și nici măcar un alt viitor partener. Și pur și simplu divorțul survine din alte cauze. Da? Așa e, de acord, dar în cazul pomenit de tine, care e unul prezent, foarte prezent, de obicei victima nu are alte variante. Adică femeia e abandonată, pentru că bărbatul a dat-o razna, da? Sau soțul se trezește că soția lui care a plecat să fie babysitter, nu știu în ce țară, nu-i mai... Babysitter, că îngrijește de așa, mea. Devine altceva. Nu-i mai trimite niciun SMS. Devine numai baby. Ok, și atunci, sigur, unul devine victimă. Victima de regulă nu are o variantă de rezervă. De-aia e victimă. Și o să vedem ce e de făcut în cazul acesta. Apropo de victimă, o să vă expun un caz pe care probabil trebuia să-l discutăm în emisiunea trecută. În urmă, chiar imediat după ce s-a difuzat emisiunea trecută cu divorțul și cauzele divorțului și dacă se mai poate sluji în condițiile unui divorț și așa mai departe, am stat de vorbă cu un frate dintr-o biserică care mi spunea, bă, am văzut emisiunea foarte interesantă, bă, zice, uite, aveam și eu o întrebare. Și mi-a spus că undeva în satul de unde vine el, nu o să vă spun satul și nici măcar zona, undeva în satul de unde vine el, zice, uite, s-a întâmplat o chestie interesantă. S-au căsătorit de tinerei, dar au început niște violențe din astea domestice. Soțul își bătea soția. N-a fost odată și nu a fost o chestie care să fie de moment. Da, au fost, frate, mă nervat și m-am scăpat și am făcut treaba asta, nu. A fost o chestie care s-a repetat în multe rânduri. Uh-huh. Soția a mers, n-a mai avut ce face, a încercat la părinți, până la nu știu ce. Și până la urmă unde să ajunge? La comitetul bisericii. Și am mers la frații slujitori și zic, mă, frate, de ce să fac, nu mai pot cu el. Și sfatul fraților a fost, asta ți-e crucea, tu ți-ai ales-o. Uh-huh. Da, asta, ba mai mult, știți cum se spune, crucea care ți-a dat-o Domnul. Uh-huh. Și ea a continuat, a băgat-o și în spital. În urma unei bătăi în astea mai... Și frații aceiași trebuie să mergem înainte, au mai stat de vorbă cu el, au mai pus deoparte, că el, și el era în biserică, membru, nu vorbim de unul din afară, necredincios. Mm-hmm. Și până la urmă, inevitabil s-a produs într-o zi, în urma unei bătăi, sora și-a pierdut viața. Exact în ziua când el intra în închisoare, păiau un mormânt, biserica făceau slujbă de mormântare și era prezentată, spunea fratele, și făcea puțin m-a deranjat că o prezentau ca un martir, a murit pentru Domnul, acolo că și-a ținut credința, religia. Cum vedeți dumneavoastră astfel de cazuri? Deci, mă, ce dragă, un astfel de caz nu trebuie tratat de păstor și de biserică, ci de poliția locală, de organele abilitate. Cred că păstorii trebuie să înțeleagă că noi avem un rol limitat. Nu ne putem asuma ceea ce își asumă justiția. Și hai să vă spun eu un caz pe care l-am consiliat, îl știu, binișor. În o familie, soția își dă seama că soțul este un pedofil și că atentează la virginitatea propriilor fiice.
Când auzi și a descoperit asta mama, l-a divulgat la poliție. Ei, în urma unei anchete, omul a fost trimis în pușcărie. Deci nu discuți cu păstorul când îți dai seama că e un caz atât de grav, ci discuți cu instanțele, abilitate, da? Adică un, hai să spunem credincios în ghilimele, care depășește anumite legi ale vieții, ale bunului simț, este judecat până și de opinia publică, care nu neapărat cunoaște pe Dumnezeu. Dar până și opinia publică constată asemenea anomalii și sunt privite ca fiind demne de pus după gratii, da? De condamnat foarte grav. Ce să facă biserica? Cazurile astea ar fi bine să fie izolate, dar din păcate da, de obicei sunt în extreme, da. Dar totuși, vorbind în contextul nostru de asta, al divorțului, este permis unei astfel de femei să spună gata, m-am săturat, îl las. Dăm voie să și vă recomand când sunteți abordați cu astfel de întrebări să ne uităm în textele sacre. Ce spune Dumnezeu? Ce spunem noi? Ce normal, contează? Părerea noastră. Egal ce nume am avea noi, egal cât de mult ne-am aprecia, la urmă ormei, Dumnezeu știe mai bine decât noi. Hai să știți o lege pe care Dumnezeu o recunoaște în vremea lui Moise. Lege la care fac aluzie farisei în timpul lui Iisus și lege pe care vă vedea că Hristos grefează un principiu. Deuteronom 24 este primul text în Scriptură unde întâlnim ideea de divorț și recăsătorie. Hai să-l citesc. Când cineva, adică un bărbat, își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea. Se scrie o carte de divorț și după ce va da în mână, se dea drumul din casa lui. Mă opresc un pic. Legea era foarte clară. Dacă un soț vedea ceva rușinos, hai să zicem, nu-i plăcea igiena la această femeie, nu se spăla poftim, sau era leneșă, îi dădea o carte de divorț și scria motivul. Femeia lua carte de divorț ca să se justifice în comunitate. Merg mai departe. Ea se iasă de la el, adică părăsește familia, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Deci uite că era liber recăsătorirea. Dacă și acesta din urmă, al doilea bărbat, da, urma, cel din urmă, începea să urască. Îi scrie și el o carte de divorț. Îi spune și el motivul. Asta era ideea, să scrie motivul. Da? De ce a urât-o? După ce o va da în mână, îi dă drumul din casa lui. Sau dacă acesta din urmă, al doilea bărbat, moare, atunci bărbatul din tâi care-i dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea. Căci lucrul acesta, zice Moise, este o urâciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Acum, dacă citesc textul ăsta și mă plec asupra lui, ce constat, fraților? Și dragi ascultători, că în primul rând Dumnezeu vrea să protejeze femeia asta care este o victimă. În al doilea rând, Dumnezeu vrea să-l ajute pe primul bărbat să-și bage mințile în cap, să nu o lase atât de ușor, pentru că dacă îi vine mintea la loc după o vreme și ea e măritată după vecinul ei, să zicem, că asta nu-i deranjat că ea e leneșă, ok? Sau dacă îi moare al doilea soț, el oricât de mult și-ar fi dorit, nu se mai poate întoarce la ea. Și atunci, în textul acesta și în toate celelalte, vreau să vă spun că Dumnezeu descurajează intenția de a divorța, ci mai degrabă încurajează bărbatul, în primul rând, să gândească lucrurile mai bine. Acum, legea aceasta lui Moise, sigur că dă libertate fariseilor în vremea lui Iisus să îl întrebe pe Domnul, oare este permis unui bărbat să-și lase soția din orice motiv? Pentru că uite, zic ei, ce a făcut Moise. Moise a înlesnit divorțul. Acum, vreau să discutăm despre trei etape în existența noastră ca oameni. Trei etape. Și o să plec de la
discuția dintre Domnul Iisus și farisei din Matei 19, unde Domnul Iisus, cum știu și ascultătorii foarte bine, la provocarea fariseilor, sigur cu gând tendențios de a-l ispiti, le spune, la început n-a fost așa, pentru că Dumnezeu a creat bărbat și femeie și Dumnezeu i-a unit și ce a unit Dumnezeu, omul se despartă. Cum adică la început n-a fost așa? Vorbea Domnul Iisus de perioada aceea edenică, în care omul era perfect, da? Omul perfect, omul care cunoaște bine pe Dumnezeu, nu divorțează. Deci vorbim de perioada aceasta edenică, ce a durat foarte puțin și din care a gustat doar Adam și Eva, pentru că toată omenirea, da? Noi toți suntem născuți în afara grădinii Edenului. Și din acel moment, în momentul în care Adam și Eva sunt scoși din Eden, se naște rasa umană, și până când revine Hristos a doua oară pe nor de glorie, noi trăim o altă etapă extrem de lungă și importantă, etapa păcatului. Oricine am fi, orice nu am avea, oricât am fi noi de sfinți, noi avem păcatul în noi și trăim într-o lume a păcatului. Și atunci, vorbim de oameni păcătoși, fie iertați, fie neiertați. Oameni păcătoși, iertați, care se căsătoresc, dar care sunt expuși naturii păcătoase și unui context păcătos. Ei, este o a treia etapă a existenței, împărăția lui Dumnezeu, despre care spune Hristos că acolo oamenii nu se mai căsătoresc. De ce nu se căsătoresc? Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu este moarte. Noi acum ne căsătorim cu scopul de a naște copii, pentru că omenirea este o rasă. Da? Rasa se perpetuează prin reproducere. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu vorbim de o rasă, ci de o domnie eternă cu Hristos, în care moartea nu va mai fi. Deci nici nașteri nu vor mai fi. Și atunci, noi ne trăim viața în contextul unei lumi păcătoase, în care zilnic suntem tentați să păcătuim. Și atunci trebuie să gândim foarte bine cum aplicăm legea lui Dumnezeu în acest context. Și tu spuneai acel caz, eu v-am spus un alt caz, sigur, cazuri extreme, care ne dau de gândit. Adică sunt situații, ca și în vremea lui Moise, când un bărbat nu vrea să mai stea cu soția lui, care e sora lui în Hristos. Nu vrea pur și simplu. Și analizând textele biblice și uitându-mă la ce se întâmplă în viața noastră, eu am descoperit 4 motive pentru care, ca și păstor, sub autoritatea cuvântului Dumnezeu și aș spune călăuzirea Duhului Sfânt, aș permite divorțul. 1. Adulterul sistematic sau trăirea în curvie sistematică. Nu vorbesc de o cădere deodată în păcatul curviei, de un accident, ci de viața unui om, bărbat sau femeie care în mod sistematic, deci în formă continuată, trăiește în păcatul de curvie. În cazul acesta, nu cred că pot încuraja pe celălalt, da, soția sau soțul, să trăiască lângă un curvar sistematic care trăiește în același timp. Cum îmi spunea cineva mai de mult, frate, eu sunt șofer de camion și în fiecare oraș din lume pe unde mă duc în Europa am câte o curvă. Așa îmi spunea înainte de a se întoarce la Hristos. E, cum poți încuraja o femeie să stea lângă astfel de bărbat? 2. Abandonul. El a plecat, o lasă pe săraca femeie în România cu 2-3 copii sau singură și își vede de viața lui într-o țară ca Spania, că suntem acum în Spania. Și stă de 5-10 ani, nu mai vorbește cu ea și soții pe femeia asta. Nu, asta divorțează. 3. Abuzul fizic. Biblia spune să nu ucizi, una din cele 10 porunci. Nu doar să nu prea curvești, să nu ucizi. Ori această femeie este într-un pericol continuu. Nu doar ea, ci și copiii. Ori cum cresc copii într-o astfel de casă, în care mama este tot timpul în pericol. Da? Deci vorbim de abuz sau anomalii, vorbim de soți homosexuali sau pedofili. Ei, sigur că se ajunge aici pentru că în perioada de prietenie oamenii nu sunt sinceri. Și sunt cazuri, nu puține, în care după o perioadă de timp, după luna de miere sau chiar luna de miere, am în minte un caz discutat recent în zona noastră despre o femeie care îi spune păstorului că în luna de miere o singură dată s-a culcat soțul cu ea și atunci la insistențele ei și că seara iese mereu, mereu cu bărbați. Ei, femeia s-a divorțat după câțiva ani de căsnicie, pentru că el a fost un mincinos. El nu i-a spus cine este el cu adevărat înainte de căsătorie sau n-a căutat soluții.
sau sunt bărbați sau femei bolnavi psihic. Fără să spună celui care se căsătorește și află în luna de miere că celălalt este bolnav psihic. Ei, ce faci în cazul ăsta? Cum să-l tratezi? Da? Deci când vorbim de astfel de situații, nu poți obliga persoana să rămână lângă celălalt. Da? Deci vorbim de niște situații extreme. Bun, da. Atunci o să zic că oamenii, bun, ai înțeles, ai descoperit în omul ăsta că e așa, dar e ok, te separ, te lasă, te divorțezi, dar zic oamenii, nu mai ai dreptul să te căsătorești, că dacă te recăsătorești, păcătuiești. Acum, Maria dragă, am citit Deuteronom 24. Legea lui Moise, și Moise nu de capul lui a stipulat acea lege între legile din Vechiul Testament, ci sub inspirația lui Dumnezeu. N-a gândit-o el, ci a fost un context și Domnul Iisus Hristos explică contextul. Sunt în Matei 19, zice Mântuitorul, din pricina împietririi inimii voastre, Moise a îngăduit, n-a poruncit. Ok? Și dacă o persoană, hai să, e victima în cazul acesta, își împietrește inima, nu poate ierta, nu poate trece peste asta. Inima este împietrită. Are două opțiuni. Ori să aibă răbdare până când Dumnezeu îi despietrește inima cumva și sunt șanse și au fost multe. Ori, dacă rămâne cu inima împietrită, nu mai poate sta în acea căsnicie. Ce înseamnă inima împietrită? Nu mai are niciun sentiment, nimic față de bărbat sau de soția respectivă. Ce se facă? Să-i ții într-o căsnicie. Deci dacă Moise primește un de verde de la Domnul să aducă legea aceea și femeia are dreptul să se recăsătorească, cea lăsată de bărbat, fără a spune că prea curvește cu primul bărbat. Această lege cred că trebuie înțeleasă și aplicată în contextul nostru. Dar vei spune, bine, bine, frate Neluda, aici suntem în perioada legii, nu în perioada harului. Lasă-mi voi să pun o întrebare. Ce rost are carte Levitic și, mai concret, ce rost are cortul întâlnirii? Că tot Leviticul este un fel de manual al cortului întâlnirii. De ce a poruncit Dumnezeu lui Moise să construiască acel cort? Și nu oricum, ce a arătat pe munte toate desenele de execuție. Deci totul trebuia făcut perfect, în armonie cu planul acela arătat de Dumnezeu. A fost ideea lui Dumnezeu, nu lui Moise. Știți care a fost rolul cortului întâlnirii? Unul singur. Rezolvarea tuturor călcărilor de lege. Adică Dumnezeu știa că evreul, oricine ar fi în frunte cu Moise, nu va putea respecta legile lui. Și ca un gest al harului, Dumnezeu a spus lui Moise, fă cortul acesta și explică în Levitic ce fel de jertfe să aducă funcție de tipul de păcat comis. Aia înseamnă că Dumnezeu, în înțelepciunea lui și în dragostea lui, că în esență e dragoste, are soluții ca să ne ajute să rezolvăm momente de criză, oricât de mari ar fi ele. Și atunci mă întorc la legea din Deuteronom 24, prin care femeia aceea care era abandonată și risca să ajungă ori prostituată, ori cerșetoare, îi se dă dreptul, este protejată. Se poate recăsători dacă cineva o acceptă așa cum este ea. Deci dacă acolo am dreptul la recăsătorire, când suntem în perioada legii, punând glemele că har era destul, cort este un semn al harului, de ce n-aș înțelege lucrurile în profunzimea lor când Domnul Iisus vine cu harul și adevărul? Bun, da, dacă îmi permiteți, ați luat victima. E ok, uh-huh. E normal, suntem și mai empatici. Ce facem cu cealaltă persoană? Dacă omul acela, pe bună dreptate, chiar a meritat să iasă dintr-o familie, dacă am spune așa, sau să lase soția și trec anii, trec 2-3 ani, ce se întâmplă cu el? Omul zice, mă, eu vreau să continui să merg la biserică, vreau să slujesc pe Domnul. Acum, aici avem câteva legi, iarăși, care trebuie înțelese foarte, foarte bine. Și recunoaștem că limitele noastre umane nu ne dau voie să le înțelegem în totalitate. Și aș lua o lege pe care Pavel o pomenește în Roman 7, de exemplu, dar o folosește cu un scop. Da? El spune că femeie legată de bărbat câte vreme îi trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este liberă. Mă, ce se întâmplă? Uneori în biserică noastră ce facem? A plecat acest curvar din biserică, a plecat, își face viața într-o altă țară, departe de familie, și abandonează familia și ei spunem, ea are 30 de ani, să zicem, dar știi dacă are 50? Ea vrea să-și facă viața. Și spunem, nu, soră, pentru că bărbatul tău trăiește, legea te leagă de el,
Așa că până când nu moară el, n-ai voie să te recăsătorești. Cum adică n-are voie? Adică bărbatul are voie să trăiască mai departe în mizerie, în curvie, să facă prostiile pe care și le dorește, și femeia asta o ținem izolată, da, și de biserică uneori, și interzicem să se mărite, poate cu un văduv sau cu un bărbat care a avut o experiență similară. Nu cred că e cinstit. Și de aceea cred că e important să țin cont nu doar de acea lege a lui Pavel, nu a lui Pavel, a lui Dumnezeu din Vechiul Testament, că femeia e legată de bărbat câte vreme trăiește el, sau invers, da? Bărbatul de femeie. Ci să mă gândesc și altfel. Adică, dacă femeia aceasta abandonată, care este o victimă, da, e tânără și poate avea copii, de ce să nu-i dau șansa să se recăsătorească cu cineva care o acceptă? Și aici eu dau un sfat când mă confrunt cu astfel de situații și ce constă sfatul acesta? În fiecare biserică destul de mare există câteva categorii de oameni. Soți și soții căsătoriți. Există văduvi și văduve. Există bărbați divorțați și femei divorțate. Și există băieți și fete necăsătoriți. Nu, acum, dacă ai în biserică un divorțat și vrea să se recăsătorească, i-aș sugera o divorțată. De ce? Pentru că au istorii similare. Dacă un văduv vrea să se însoare, îi recomand o văduvă. De ce? Pentru că ei provin din istorii similare, adică știu ce înseamnă să treci prin suferința pierderii unei persoane iubite. Niciodată nu o să recomand unui tânăr necăsătorit, dar unui băiat, să se căsătorească cu o divorțată sau cu o văduvă, ci o să îi încurajez să-și caute un partener în grupul similar, cu o istorie similară, înțelegeți voi? Și atunci, cred că trebuie să fim nu doar înțelegători și empatici, cum spuneați voi, în primul rând să fim așa, dar trebuie să fim oameni înțelepți care să ne gândim că întreaga revelație biblică, întreaga Scriptură este gândită să ne ofere fericirea. Și încă un detaliu care mi se pare foarte important. Noi de foarte multe ori considerăm divorțul ca păcatul cel mai grav. Ok? Fără să ținem cont că de fapt cel mai grav păcat este hula împotriva Duhului Sfânt, care este altceva. Nu ne propunem să discutăm în emisiunea noastră acest lucru. Și atunci spunem, a divorțat și scoate din împărăția lui Dumnezeu. Sau s-a recăsătorit, mă drept la mântuire. Dar cine, unde scrie asta? Cine poate ști câte lacrimi a vărsat o persoană divorțată? Cine poate ști ce suferință experimentează o persoană recăsătorită? Cine poate ști dacă între timp Duhul Dumnezeu nu a cercetat această persoană, fie victimă, fie cel vinovat, și a coborât un duc de pocăință peste el sau peste ea? Și atunci, hai să înțelegem că mântuirea este mult mai importantă decât un mariaj. Faptul că cineva are o căsnicie dezastru care se încheie printr-un divorț, faptul că cineva se recăsătorește și are o variantă mai bună decât prima sau mai grea decât prima, nu afectează în mod fundamental mântuirea, ci afectează trăirea lui în lumea aceasta, care, hai să recunoaștem, uneori e ca o pedeapsă nu prea aspră pentru oamenii care se joacă de căsătoria. Îmi vine minte afirmația unui consilier care spunea că o căsnicie dezastru nu-i o pedeapsă prea mare pentru el și pentru ea, care s-au jucat de-a căsătoria și au intrat nepregătiți în căsătorie. Și atunci, de ce n-aș privi o astfel de situație, adică un divorț care lasă traume și devastator și pagube imense, de ce n-aș privi asta ca un act de disciplinare a celor oameni care chiar ar putea lucra în timp pocăința și mântuirea? Deci eu n-aș condamna oamenii care divorțează și să le spun că nu mai au dreptul la mântuire, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Nu-mi dă dreptul. Deci nu afirmația pe care am auzit-o nu cu mulți ani în urmă, spunându-i cuiva, te-ai divorțat, te-ai separat, ți-ai semnat sentința pentru iad. Ferească de Dumnezeu. De ce? Sunt oameni care s-au pierdut chiar, pe unii chiar am cunoscut din biserică, pentru că s-au separat și chiar nu au fost cazuri de curvie între ei, nu s-au înțeles pur și simplu, s-au separat și s-au și pierdut probabil din biserică pentru că au zis, nu are rost să mă mai duc, eu sunt divorțat,
Eu oricum o să merg în iad, că Dumnezeu nu mă mai iartă. Condiționează, ați explicat foarte bine, dar vreau să mai spun. Nu condiționează mântuirea unui om divorțul, da? Sau asta am înțeles eu? Dragii mei, n-am citit nicăieri în Biblie, cred că nici voi, că în iad, lângă mincinoși, lângă curvari, lângă fricoși, îți divorțați. Dacă mă poate spune ceva, păi bă frate, păi tocmai curvarii îți divorțați. Nu cred. Nu cred. Nu toți divorțații au divorțat pentru că au fost curvari. Hai să fim realiști. Și nu toți curvarii sunt divorțați. Corect, aici foarte bine punctat. Da, știi, noi condamnăm pe cei divorțați, dar mincinoșii sunt la învoanele noastre. Bârfitorii și oamenii care se hrănesc cu pornografie în slujbă. Apropo, l-aș cita aici pe un celebru pastor american pe care îl admir, John Piper. El spunea la un moment dat, l-am ascultat recent, că atunci când vorbești de consumul de pornografie, în rândul slujitorilor americani, procentul e la fel de mare ca în rândul membrilor simpli din biserică și e uimitor. Adică este câte un bărbat care stă lângă nevastă sa, pe care o tratează în mod inuman, dar el în fiecare noapte stă ceasuri întregi pe telefonul smart sau pe laptop sau tabletă sau TV la filme pornografice. Și asta e pocăit, asta e bun. Da. Cum okay? Spunea cineva, cu trupul în pat lângă nevastă sa și cu mintea în pat cu alta. Ferească Dumnezeu. Acum aș mai pomeni, dacă tot l-am pomenit pe Piper, este o carte pe care vă recomand mai întâi vouă și apoi la cei ce ne ascultă cu mult drag. Se numește Această căsătorie efemeră, semnată de John Piper. Ce m-a surprins, printre altele în cartea lui, un om care surprinde, un om foarte profund, la un moment dat zice că au celebrat 25 de ani de căsătorie și au avut mulți invitați. Toți le-au urat ani la fel de frumoși, la care Noel, soția lui Piper, spune: ferească-ne Dumnezeu, că primii 25 de ani au fost un dezastru. Și am zis, pentru John Piper un dezastru? Ei, el spunea în cartea lui așa: când aveam 10 ani de căsătorie, nu puteam scrie cartea asta, nici după 15, nici după 20, dar acum după 40 de ani pot să scriu o carte ca asta. Ei, căsnicelor a fost una nu ușoară, pentru că doi păcătoși iertați, până se armonizează, trece timp și se lupte serioase tensiuni cumplite. Da? Apropo, Piper este împotriva divorțului. Este foarte fundamentalist în această și radical în gândirea aceasta. Are dreptul. Eu am învățat în timp să fiu un pic mai flexibil, pentru că am întâlnit pe teren situații și situații, cum pomeneai tu și cum pomeneam și eu, una pe care o cunosc. Și de aceea le spun colegilor mei un lucru care mi se pare fundamental. Atunci când încerci să consiliezi un cuplu în prag de divorț, pune-te în papucii victimei. Sau imaginează-ți că e vorba de fiica ta care e abuzată, de fiul tău care e batjocorit. Ei, cum ai tratat cazul acesta? Că e simplu să vorbești... Da, la modul general, la modul general. E simplu să vorbești despre un prieten, despre o cunoștință, despre un membru din biserică. Dar când e vorba de un membru din familia ta, ferească-ne Dumnezeu să avem așa ceva în neam de neam de-a nostru. Dar tocmai de aia Iisus Hristos intră în istoria noastră și acceptă, spune în Evrei, când ai intrat în lume, tu mi-ai pregătit un trup. Adică Iisus empatizează 100% cu ființa umană, intră în straie de noroi ca să ne convingă că El știe ce spune. Mai mult spune autorul în Evrei, că Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Am ca bărbat și sexual a fost ispitit, dar fără păcat. Și atunci, el empatizând cu ființa umană, ne spune ce avem de făcut. Ei, ca și consilieri, important să empatizăm, să ne punem în papucii acelor oameni și să, vorba Domnului Iisus, ce ne place să ne facă noi oamenii, să le facem și noi. Nu să fim îngăduitori sau indulgenți, nu, ci să fim umani. Umani. Așa cum Hristos ne-a arătat că este. Și așa să tratăm lucrurile. Nu acum. Dați-mi voie să vă duc într-o zonă mai delicată, pentru că sunt niște întrebări pe care mi le-am pus și eu și noi la Comunitatea de Cluj tocmai am avut recent o întâlnire pe acest subiect, păstorii din Cluj, da? Este divorțul o opțiune biblică? Dar recăsătorirea. Și cea mai mare frământare pe care eu am avut-o și am împărtășit-o colegilor mei atunci a fost următoarea.
Dumnezeu se implică în binecuvântarea noastră la cununie. Îl invităm și El vine cu drag. Vine cu drag. Întrebarea mea este, dacă cineva divorțează și se recăsătorește și îl invită pe Dumnezeu, Dumnezeu vine cu drag și binecuvintează a doua căsătorie acelei persoane? Dacă este văduv sau văduvă, garantat vine. Pentru că suntem în acord cu legea lui. Da? Nelu, te rog, e important. Dacă el e văduv, vine pentru el. Dar dacă ea e divorțată? Acum, noi vorbim de o văduvă sau de un văduv care are dreptul să se recăsătorească. Da, ea are dreptul, dar el și Ianin, ea, sau ea poate să fie fată, da? Ea n-a fost căsătorit niciodată, da? Și așa, mă gândesc că e prima căsătorie. Da, da. Așteaptă și ea binecuvântare de la Domnul, dar el e divorțat. Deci stai, tu spui, Marian, dacă el este văduv și se însoară cu o divorțată... Nu, 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 el e divorțat și ai fecioară, de exemplu, ca să fie mai simplu. Ea își dorește prima căsătorie, ea vrea să căsătorească, toată viața a fost pocăită, așteaptă binecuvântarea Domnului. Ce se întâmplă? Că băiatul e divorțat. Ok, da, o întrebare foarte bună și o discutăm, pentru că ne confruntăm în bisericile noastre, da? Domnișoara se căsătorește cu un băiat din lume care a avut aventurile lui și... Da, și divorțat. Bun, ce facem? Acum, probabil că aici o să creez anumite controverse. Hai, poate că ăsta e cuvântul. Controverse în mintea celor ce ne ascultă și ne urmăresc. După părerea mea, și îmi recunosc limitele, după părerea mea, este una când vorbești de o unire a unui bărbat și a unei femei prin căsătorie, în care Dumnezeu este prezent acolo, și este altceva când vorbești de o cununie în biserică. Și o să mă explic, de-aia nu săriți pe mine, așteptați să mă explic. Convingerea mea este că nu toate nunțile și cununiile pe care le face o biserică au prezența lui Dumnezeu clară și implicarea lui acolo. Faptul că se roagă 7 păstori pentru un mire și o mireasă nu înseamnă că îl conving pe Dumnezeu să se amestece în acel mariaj. Dacă că nu toate nunțile pe care le oficiem noi păstorii sunt nunți la care și Dumnezeu își pune mâinile sau se implică acolo. Și o să mă explic. Dacă sunt un bărbat și o femeie sau doi tineri, mă rog, care nu prea au treabă cu Dumnezeu, dar au treabă cu biserica, s-a implicat și acolo într-o lucrare, da? Cântă la un instrument sau au o voce bună. Dacă ei nu trăiesc o viață duhovnicească și nu-L implică responsabil pe Dumnezeu la nunta lor, nu cred că Dumnezeu vine acolo și se implică. Amintiți-vă, avem o nuntă celebră în Noul Testament, una singură și ne ajunge. Nu vorbesc de a doua care va fi în Împărăția Dumnezeu. Nunta din Cana. Este un detaliu important. La nuntă a fost chemat și Iisus. Dacă un el și o ea nu-L cheamă pe Iisus la nuntă, Iisus este prea delicat să se bage la nuntă. El nu vine neinvitat, dragii mei. Și atunci dacă un el și o ea nu-L invită responsabil pe Hristos la nuntă, nu-și doresc să vină Hristos la nuntă, pot fi acolo 7 păstori cu nume celebre. Nu neapărat Hristos implicat dacă ei se roagă. Acum, ne avem 3 copii, toți sunt căsătoriți, toți de-a făcut bunici, toți, ok? Și le-am spus la copiii noștri înainte de nuntă să investească mult în relația cu Dumnezeu, nu ce se întâmplă în ziua nunții. Pentru că cei mai mulți tineri din zilele noastre investesc mult mai multe energii de toate felurile în ambientul pe care îl creează la nuntă. Câți dintre ei plâng, cât sunt disperați să zică, Doamne, vorba lui Moise în Exod, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm, nu ne lăsa să ne căsătorim, Doamne, ori Tu la nuntă, ori nu mai facem nuntă. Ori Tu în mariajul nostru, ori n-avem nevoie, oricât de mult ne-am iubit. Ei, unde dispare aceasta după intervenția divină? De aia zic, nu toate nunțile pe care le facem în biserică sunt nunțile la care Dumnezeu este prezent acolo. O să mai spun încă o chestiune care iarăși aruncă benzină pe foc.
zic unii așa. Deja care, își pregătesc pietrele. Da, care divorțează. Frate, dar de fapt nu ne-a unit Dumnezeu, că nu bine ai zis dumneata acum că, dar chiar așa, poate că de-aia am ajuns la divorț, că noi nu l-am chemat pe Iisus la nuntă și uite, de-aia am ajuns aici. Se poate că de-aia am ajuns aici. Se poate, dragul meu, se poate, se poate. Dar zic unii, Iisus a spus, ați citit în Matei 19 și nu numai, că ce a unit Dumnezeu, omul să o despartă. Păi, Doamne, dacă pe noi nu ne-a unit Dumnezeu, și o să vă spun o experiență recentă, la sesiunea de întrebări și răspuns la o conferință a familiilor, mă confrunt cu următoarea întrebare pe un bilet. Frate păstor, dacă o persoană s-a căsătorit urmă cu 17 ani în urma unei porocii și are o căsnicie dezastru și mai mult, la scurt timp, acel proroc a fost exclus din cultul pentecostal, ce sfătuiți o asemenea persoană? M-am uitat la întrebarea aia, o provocare foarte serioasă. Acum, m-am întrebat și am spus-o și public. Nu cred că este normal ca doi îndrăgostiți să consulte un proroc atunci când se căsătoresc, ci sunt alte forme de călăuzire. Și dacă constată în timp că e un dezastru căsnicia, că bărbatul nu are nicio treabă cu Dumnezeu, mai degrabă, cred că a fost o manipulare, nu din partea Domnului, ci din partea bărbatului aceluia. Ei, am aflat după ce s-a încheiat conferința și cine e această persoană, pentru că m-a întâlnit în hall și a spus, eu sunt persoana care am scris biletul și era lângă ea cu viitorul ei soț. Divorțase deja pentru că nu rezistase presiunea unei căsnicii în care n-a fost implicat Dumnezeu, deși culmea, au întrebat pe Domnul și încă se mai practică asta în bisericile noastre, o practică pe care eu nu o recomand. Ok? Și atunci mă întorc la afirmația, frate, păi pe noi nu ne-a unit Dumnezeu, de aceea avem dreptul să divorțăm. Atunci vin cu o altă întrebare. Ce facem cu toate căsniciile care s-au încheiat în bisericile istorice, catolică, ortodoxă, sau oameni care pur și simplu s-au căsătorit, nici nu au fost pe la biserică. Oare Dumnezeu recunoaște căsătoria lor? Da, o recunoaște. Atenție, chiar dacă Dumnezeu nu s-a implicat în căsnicia lor, Dumnezeu, în înțelepciunea lui, recunoaște acele căsătorii. Adică își pune și el avizul, ca și la primărie. Ar fi culmea după ce legile unei țări validează o căsătorie între un bărbat și o femeie, atenție, că asta e o altă chestiune, Dumnezeu să zică nu, că ăștia nu se iubesc. Nu! Hai să vă vin cu un exemplu din istoria biblică. Vă amintiți ce au făcut gabaoniții cu Iosua? Ei au venit pregătiți să demonstreze lui Iosua și bătrânilor care conduceau Israelul că ei sunt un popor de departe, știind că evreii n-au voie să intre în legăminte cu popoare limitrofe. Și textul spune că Iosua n-a întrebat pe Domnul și a acceptat. Și apoi au aflat că, de fapt, sunt vecinilor. Ei, în vremea lui Saul, când a vrut să facă rânduială Saul, Dumnezeu l-a pedepsit pentru că au călcat legământul pe care Iosua l-a făcut cu gabaoniții. Deci Dumnezeu a recunoscut acel legământ. La fel, Dumnezeu recunoaște legămintele de căsătorie între un bărbat și o femeie, dar niciodată nu o să-și pune semnătura pe ceea ce tot mai multe guverne își pun semnătura. Adică acele căsătorii între un bărbat și un bărbat, o femeie și o femeie. Revenim puțin la recăsătorire. Știm că Biblia spune clar că dacă un bărbat și o femeie s-au căsătorit și unul dintre ei, sau în fine, se divorțează din orice motiv, dacă unul dintre ei se recăsătorește cu o altă persoană, curvește față de persoana atâta timp cât trăiește. Dar în același timp găsim tot în Biblie, în 1 Corinteni capitolul 6, că dacă, scrie acolo Biblia, un bărbat se unește cu o curvă, se face un singur trup cu ea. Uh-huh. Acum, el se face un trup cu femeia aceea curvă, bănuind că acasă undeva are soția lui, care e tot un trup cu el. Uh-huh. Atunci, cum ar veni explicația? Un trup jumate? Cum? Dragii mei, acolo Pavel urmărește o idee fundamentală. Vorbește despre unirea credinciosului cu Hristos la nivelul Duhului. Și ca să pricepem, îmi spune că e atât de profundă această unire și în contextul în care noi suntem temple ale Duhului Sfânt, mă uităm în 1 Corinteni 6,
și bărbați și femeie, noi devenim temple a Duhului Sfânt, adică Duhul Sfânt ne locuiește. Și Pavel spune, este anormal, este ilogic, este împotriva gândirii sănătoase să concepem că un templu al Duhului Sfânt se poate uni cu o curvă, cu o prostituată. Aia în 2 Corinteni 6, ce vrei să spui tu acum. Dar în 1 Corinteni 6, asta este ideea, da? Și atunci Pavel vine și pune în gardă biserica din Corint, da? Arătând cât e periculos păcatul acesta al curviei. Acum, există situații și am întâlnit iarăși la o conferință când o femeie a zis, frate păstor, soțul meu trăiește cu altă femeie, e nepocăit, eu pot să mai mă culc cu el? El e un curvar și am zis, sigur că poți să te culci. Chiar este indicat. Cum, frate, dar nu mă fac una cu un curvar? Nu. Deci căsătorită cu bărbatul ăsta. El nu-l cunoaște pe Domnul, soră, nu-l cunoaște pe Domnul. Dar Biblia te învață să-i oferi datoria de soție, adică relația intimă. Dar chiar dacă mă împarte cu altă femeie, soră, el nu-l știe pe Domnul, tu-l știi pe Domnul. Acum, trebuie să-i spun, soră, tu ești templul Duhului Sfânt și tu, unindu-te cu el, păcătuiești? Nu, pentru că ea este într-un legământ de căsătorie recunoscut de Dumnezeu. Da? Sigur, lucrurile sunt un pic mai delicate. Da, aplicând chestia asta cu un singur trup, în cazul în care două persoane divorțează, da? Una dintre ele, să spunem, de obicei femeia, cam în proporție, cred eu, nu știu dacă există anumite proporții sau statistici făcute pe treaba asta, dar cred că în proporție de peste 60-70%, femeile de obicei cam rămân în biserică și cam soții sunt cei care pleacă și... Cred că e mai mare procent, da? Da, am aproximat pentru că de aia spun, nu știu dacă există anumite, dar e posibil să fie mai mare. Ea rămâne în continuare în biserică, ea n-a păcătuit, soțul a curvit, a plecat, sau au divorțat, au ajuns la divorț, nu s-a putut face nimic, s-a încercat, salvarea acestui matrimoniu, acestei familii, nu s-a reușit, ea rămâne în biserică. Hai să punem cazul care are sub 30 de ani, are 27-25 de ani. El merge și continuă în curvie, nici nu mai vine la biserică, rămâne, poate chiar se căsătorește cu cealaltă, are copii. Ce facem cu cea care e în biserică? Fată tânără, 25 de ani, mulți spun nu, te poți căsători, că atâta timp cât trăiește el, chiar dacă trăiește cu cealaltă și are 2 copii deja de 5 ani, înțeleg că cu cealaltă, tu curvești dacă te căsătorești cu altul. Mai este ea un singur trup cu acel bărbat care s-a făcut un singur trup cu altă femeie? Dragii mei, revin la Deuteronom 24. Acolo, în cazul în care femeia este abandonată, și atenție, nu din cauza de curvie, o găsi ceva rușinos, că dacă era curvie, era executată, omorâtă cu pietre. Deci dacă acea femeie abandonată avea dreptul să se recăsătorească, cel puțin în baza acelei legi aprobate de Dumnezeu prin Moise, aș încuraja această soră de 30 de ani și chiar dacă are 40 sau 50 de ani să se recăsătorească. Vorba lui Pavel, acolo în dreptul văduvelor, că dacă stinere le atrage pofta și se depărtează de Hristos, aș încuraja-o să se căsătorească. Dar sunt cazuri în care astfel de femei au devenit mame, au născut copii și sunt la locul lor. Acum, eu cred că marea problemă cu care ne confruntăm noi în bisericile noastre este următoarea, legată de recăsătorire. De multe ori, ceea ce se recăsătoresc, pretind să și slujească public în biserică. Și aici cred că trebuie să fim foarte atenți și înțelepți. Nu putem opri pe cineva să se recăsătorească. Și nu cred că prin recăsătorire ar trebui exclusă persoana din biserică, nici vorba. Pentru că dacă scoți din biserică o astfel de persoană, practic riși să îi suprim șansa de a accepta un duc de pocăință. Ok? Și mai degrabă trebuie spus că astfel de persoane au limite în slujire, cum am clarificat, cred, anul trecut la cealaltă emisiune. Și atunci, da, sigur, dacă vrea să recăsătorească atenție în Domnul, adică cu o persoană din biserică, îi voi spune că are dreptul, dar dacă a cântat într-un grup de lauzi și închinare, nu mai poate cânta. Dacă a recitat, nu mai poate face. Dacă s-a rugat personal în public, nu mai poate face. Sau el, dacă a dat îndemnuri, nu mai poate face, egal cât de talentat ar fi, egalmente, cum ziceți voi, egal, nu mai are dreptul de a sluji public, dreptul la pocăință, dreptul la sfințire, să cânte cu biserica, la maxim. Nelu, da, s-ar putea să zic o persoană, eu totdeauna am întrebările astea mai, să zică, Bali, bine, eu m-am divorțat din biserică, nu mai am niciun drept să slujesc, dar uite ce faceți voi,
cu tare, au fost căsătorii de 5 ori. Erau trăit în lume, s-au pocăit la 45 de ani. Au venit în biserică, au și impactat forma cum l-a mântuit Dumnezeu, omul chiar s-a pocăit de-a binelea și el dintr-o dată slujește în toate slujbele pe care eu nu le pot face pentru că m-am separat. Nu cumva față de oameni de afară suntem mai dispus să îi primim, să îi recuperăm, aș putea spune, dacă ar putea fi cuvântul, și față de oameni din biserică am zice, mă, atât, asta e legea, de aici nu putem trece. Da, e foarte bună întrebarea ta, Marian. Și ai impresia uneori că ne avem două unități de măsură. Adică ne tratăm mai aspru frații și mai blând pe cei ce vin la mântuire. Vreau să spun că avem dreptul ăsta. Mântuitorul spune așa, cui s-a dat mult, se cere mult. Și cine a știut mult și n-a făcut, va fi lovit cu multe lovituri. Cine a știut puțin și n-a făcut, cu mai puține. Deci și Dumnezeu tratează lucrurile diferit. Adică vorbim de o familie care trăiește 20 de ani în biserică. Au slujit și acum gafiază cumplit. Ei au știut, l-au cunoscut pe Dumnezeu. Au gustat din puterea Harului. Au experimentat umblarea cu Dumnezeu și s-au prăbușit. Cred că avem un fel de unitate sau o măsură pentru ei și limităm slujirea. Dar unul care vine din lume, care a fost rupt de Dumnezeu, da? N-a avut idee despre mântuirea lui Dumnezeu și este pătruns de harul lui Dumnezeu, îl vom trata ca atare. Și până la urmă și Biblia spune că Dumnezeu nu ține seamă, adică nu ia în considerare vremurile de neștiință și poruncește acum, în momentul în care l-a cunoscut, așa cred și eu. Acum, ce aș vrea să o mențiune la cazul pe care, ipotetic pe care l-am discutat. Cred că noi comitem o greșeală la biserica noastră. În ce sens? E bine că Dumnezeu lucrează cu putere și întoarce astfel de oameni și eu cunosc și sunt o binecuvântare și un semn că Dumnezeu încă își manifestă mila și puterea. Dar cred că uneori îi încurajăm să ne spună public toate prostiile pe care le-au făcut. Asta cred că îl dezonorează și pe Dumnezeu și Biserica lui Hristos și pe de altă parte mai și încurajează și dă idei unora din biserică. Cred că oamenii aceștia, vorba lui Pavel, se laudă cu slăbiciuni, dar el știe să fie foarte temperat și Pavel l-a făcut prostii, cum se laudă unii că o furat, că o trăit în curvie, nu știu câte femei și punem la amvon. Și aici cred că trebuie să fim noi, păstorii, mai atenți și biserica învățată că amvonul nu este loc unde scuipăm gunoaiele și ne ridicăm poalele în cap să le vadă lumea, să ne vadă rușinea, nu? Și recent am sfătuit un tânăr care s-a ocupat de droguri și spunea expresia lui, am fost un mare golan, l-am tras deoparte și am zis, dragul meu, îți dau un sfat, ți-am auzit mărturia, te rog, nu mai da atâtea detalii pentru că nu se cade. Și unii dau așa multe detalii și fac din asta acte de bravură, cât ești de grozav și câte prostii au făcut ei și câte droguri au vândut ei și ce trăznoi au mai făcut. Apropo de chestia asta, eu chiar am citit o carte, un păstor brazilian, el a fost criminal. Ce s-a întâmplat? Când a fost undeva pe la vârsta de 20-18 ani, s-a înrolat într-o bandă din asta de blestem, azi ăștia ce fac tot felul de prostii, și-a ucis un om. A intrat în închisoare și a stat aproape 20 de ani, 18 ani mai precis în închisoare. A ieșit pe la vârsta de aproape 40 de ani, dar când a ieșit din închisoare, a ieșit total schimbat pentru că acolo l-a cunoscut pe Domnul. Și prin niște misionari care au ajuns acolo, l-a cunoscut, el s-a pocăit în sensul bun al cuvântului și a ajuns chiar păstor, acolo în închisoare. L-au uns păstor, l-au făcut și s-au întors mulți la Domnul prin el. El când a ieșit, a mers și a povestit peste tot, în toată Brazilia, mi-a făcut un turneu și a povestit cum dintr-un criminal Dumnezeu l-a făcut și după aceea el a făcut o misiune, după ani și ani de zile, după ce a ajuns păstor și liber, a întemeiat o misiune prin care mergeau prin închisori și propovăduiau. Și a ajuns într-o închisoare și acolo erau mai mulți tineri și la un moment dat, după ce a predicat, zice, a venit un tânăr la mine și zice, știu că nu mă cunoașteți. În urmă cu, nu știu, 4-5 ani de zile, ce eram undeva într-o biserică și dumneavoastră mi-ați povestit cum ați avut o viață de ăsta. Eu am simțit că eram acolo în biserică
Și nu aveam o viață de, nu știu, așa de credință. Și am mers și am omorât un om. Și acum sunt aici că vreau să trăiesc și eu ceea ce ați trăit dumneavoastră. No, înțelegeți ideea. Și atunci, din momentul ăla, am spus, eu în viața mea, deci îmi pare rău, am încercat să retrag, dar am scris o carte, nu mai puteam să retrag din pe viață cărțile. Dar mi-a seama că am făcut o greșeală. Pentru că am inspirat pe alții ca să trăiască o viață de aventuri cu Dumnezeu pe care eu cred că ar trebui să fie unicat, generalizate. Dragii mei și stimați urmăritori și ascultători, cred că cei ce trecem pe la învoane avem obligația să scoatem în evidență pe Hristos și puterea sângelui Lui, nu ce am făcut noi, adică ce a făcut El. Okay? Hai să ne întoarcem acum la divorțați, la subiectul nostru. Din ceea ce înțeleg eu, în urma umblării cu Dumnezeu și a experiențelor avute, când mă uit în Scriptură, constat că trebuie să privim cu mult mai multă dragoste pe cei ce divorțează și chiar dacă împreună cu Dumnezeu urâm divorțul și nu-l dorim, câte vreme suntem în condiția asta de oameni păcătoși și într-un context atât de toxic spiritual-moral, trebuie să acceptăm că astfel de accidente se vor întâmpla. Important, când tratăm victimele, să le tratăm cu dragoste, cu îngăduință și să le oferim șansa să-și refacă viața. Dar îi vom încuraja unde se poate să se întoarcă la fostul partener, dacă este singur. Dar dacă, de exemplu, mă uit în Deuteronom 24, care e un text de referință la care și farisei și Iisus și Pavel face aluzie, în cazul acela, dacă al doilea bărbat al femeii respective moare, nu se mai poate întoarce. Deci nu se poate împăca cu primul. Ce fac atunci? De-aia e foarte important să ne uităm la toate textele din Scriptură, să empatizăm cu oamenii ăștia, să cerem călăuzire și atenție, să tratăm fiecare caz în mod specific, pentru că este un unicat și încă ceva. Pentru a ajuta păstorii să nu poartă singur povara, aș recomanda că în astfel de cazuri, divorț și recăsătorire, să fie un grup de păstori, o ceată de păstori, care împreună să ia decizia pentru ca să ia pe mai mulți umeri responsabilitatea și eventualele consecințe. Să nu zic, tunelule, ai spus în emisiunea aceea, tu mi-ai sfătuit. Împreună cu alți colegi de-ai mei, gândim împreună și găsim soluții împreună. Dar, rețineți, orice om, bărbat sau femeie, oricât de mult ar fi păcătuit, are dreptul la mântuire prin pocăință. Hristos Domnul a intrat în istoria noastră să caute nu sfinți, oricum nu găsea niciunul, să caute și să salveze ce era pierdut. Nelu, două întrebări, cred că mai am Marcel are și ale lui, că deja timpul zboară așa de plăcut împreună cu tine. Dacă doi oameni s-au divorțat, da, soț-soție, și nu și-au refăcut viața, deci au stat singuri, nu s-au înțeles, au trecut 2-3 ani de zile și după aceea zic, mă, cred că nu a fost bine ce am făcut. Aș vrea să mă reîmpac. Trebuie oamenii aceștia să se recăsătorească cu acte, să vină iară slujitorii să roage pentru ei. Ce trebuie să facă oamenii ăștia dacă vor să se reîmpace? Au voie să rămâie în pace? Păcătuiesc dacă se împacă? Păi cum să păcătuiască? Domnul păi... plăcea duce pacea, nu? Mai întâi să duc la ofițerul stării civile, normal. Trebuie să-și facă acte la zero, da? În mod oficial. Nu cred că trebuie să vină în biserică și să se facă iară tam-tam, dar eu aș recomanda să invite 1, 2, 3 păstori, dacă au biserică mai mare, să se roage pentru ei și să pună relațiilor în mâna lui Dumnezeu, cerând protecție mai departe și biruință motiv oricăror forme de tendințe viitoare de separare, pentru că există oricând pericolul acesta. E de recomandat așa ceva și de dorit așa ceva, restaurarea relațiilor. Și încă un lucru, după experiența, după atâția ani în care ați fost la atâtea conferințe, care credeți că e motivul pentru care, că vorbim astăzi de recăsătorie, cei mai mulți oameni se separă, cei mai multe familii, și nu știu dacă vremea de astăzi, dumneavoastră aveți și o vârstă, ați trăit și în urmă cu 20 de ani, nu știu dacă v-ați ocupat de același lucru, dacă observați acum o mai mare amploare chiar în biserici evanghelice a divorțului și a recăsătoririi. Nu știu dacă lumea pune aprentă cumva pe noi sau nu știu care ar fi motivul. Aș putea puncta câteva motive și mulțumesc pentru întrebarea asta.
Unul din motive, poate printre cele mai prezente, e faptul că în bisericile noastre intră tot mai mulți oameni imaturi spiritual. Acum, noi știm că unul din scopurile căsătoriei este să oglindească credincioșia relației lui Hristos cu biserica lui. L-am citat pe Piper. Da, Piper a învățat de la Pavel, din Efeseni 5. Și atunci, dacă acești tineri care se căsătoresc și-ar asuma rolurile, adică bărbatul cel al lui Hristos și soția lui, cel al bisericii, ei ar înțelege că sunt o imagine profetică a acestei relații sacre, Hristos-biserică, și că niciodată Hristos nu și-a abandonat biserica. Ei, dacă ar fi maturi tinerii, n-ar ajunge la divorț. Okay? Al doilea motiv. Deci, maturitatea spirituală. Oameni lumești, mulți biserice noastre. Al doilea motiv. Se vorbește despre romantismul care apare în orice relație, în fază incipientă, romantism care ține 2-3 ani, adică fluturii la stomac. În orice experiență, sau în majoritatea covârșitoare experiențelor romantice, fluturii ăștia mor sau lenevesc, îmbătrânesc după 2-3 ani. De aceea se dorește o altă relație, una pe furiș, că vorba lui Solomon, apele furate, dulci, pâinea luată pe ascuns, e mai plăcută. Și atunci, ori de câte ori tins la o altă experiență, una nouă, reapar fluturii. Ceea ce ar trebui să știm noi este că este o altă soluție, că fluturii aceia care au obosit pot să fie revigorați, adică la 2-3 ani de căsătorie tu poți regândi revitalizarea romantismului. Sigur, e o artă și asta. Trebuie să vezi cum să o faci. Deci, al doilea motiv, dispariția romantismului sau a fluturilor. Aș mai pomeni încă un motiv. Dacă oamenii ar ști ce consecințe devastatoare are divorțul, nu s-ar grăbi. Mai este unde sunt copii, de exemplu. Nu s-ar grăbi. Și încă un motiv care e suficient. Contextul în care trăim noi și ca biserică este atât de toxic în ultimul timp, încât tentațiile sunt așa de prezente și de mari. Adică noi umblăm cu telefoanele smart în buzunar și vrând nevrând îți apare câte o imagine pe care nu ți-ai dori eu. Și dacă nu ești atent sau ești obosit, o accesezi. Vorbim și de adolescenți care au acces la informații pe care noi nu le-am gândit când eram adolescenți. Atunci, toxicitatea mediului în care trăim noi, plus noi ideologie care se promovează, este iarăși unul din motive. Și aș mai spune încă unul, pentru că bisericile tratează cu mai multă lejeritate căsătoriile și asta e un motiv. Dacă tot se mulțesc divorțurile, păi dacă l-o divorțat nu sunt eu primul, nu cu mine se încheie lumea, n-am deschis eu poarta divorțului și dacă l-o făcut-o și bine, la a doua variantă, de ce să nu fie bine și la mine? Da? Cum astea fi motivele? Acum cum mergem spre încheiere, că văd că, așa cum spunea Marian, timpul trece repede. Când e interesantă discuția, parcă fuge timpul și de multe ori ne tot uităm la ceas și parcă nu mai trece. Astăzi a trecut extrem de repede. Lăsăm lucrurile cât de clar posibile. Domnul Iisus spunea clar, atunci când vorbea despre divorț și recăsătorire, la început n-a fost așa. Dumnezeu a gândit în original o singură femeie pentru un singur bărbat, nu mai multe, dar Domnul Iisus lasă încă un lucru clar, că din pricina împietririi inimii noastre, adică din perfecțiunii noastre ca și oameni, Dumnezeu a îngăduit unele lucruri. Atât poligamia, pentru că la început nu a fost așa. Să nu uităm că unii patriarhi, oameni care spune că vor sta într-o zi la masă cu ei, Avram, Isaac și Iacov, au avut mai multe femei, da? În special Avram și Iacov. Dar tot din pricina împietririi inimii noastre putem să luăm argumentul acesta. Și din pici, nu neapărat că există o lege biblică, dar în ce privește recăsătoria, să îngăduim anumite chestii tocmai din pricina împietririi inimii și din pricina faptului că unele inimi pot să rămână împietrite până la venirea Domnului, dacă nu. Da, acum, în sintagma împietrirea inimii, clar, și spuneam mai devreme în discuția noastră, comentând afirmația Domnului Iisus din Matei 19, când inima e de piatră, nu mai poate ierta, nu mai poate accepta, nu mai poate trece peste,
Acum, orice păcat ar, ar interveni în viața de familie între doi credincioși, Hristos se încurajează la iertare. Dar când inima e împietrită, adică și de ce se împietrește? Ca și în cazul lui Faraon. În mod repetat zici, nu vreau, nu mai poți la un moment dat. Sigur că împietirea inimii, sunt trei forme prin care păcatul ne domine. Mai întâi păcatul ne înșală, da? După aceea ne înfășoară și apoi ne împietrește. Și dacă, de exemplu, un bărbat mereu se uită la colega lui de serviciu, care se pare mai atractivă decât nevastă, da? Încet, încet e hipnotizat. După aia îl înfășoară gândul și apoi îl împietrește. Mă, soția mea, nu e așa, uite ce rai, nu mai gătește bine. Toate se pară pe dos la nevastă. Pentru că a apărut fenomenul ăsta de înșelare, de înfășurare și de împietire. Și când inima e de piatră, nu mai poți face nimic cu el. Nimeni nu poate face nimic cu el. Da? Marian? Din experiența dumneavoastră, dacă ar trebui să dați un sfat acum ascultătorilor noștri, dacă oamenii ar zice, poate sunt familii care urmăresc acest podcast, să zică, mă, cred că m-am hotărât, mă separ, așa nu e așa grav, mă pot recăsători, ce le-ați spune oamenilor? Dacă ar trebui să spuneți, acolo e camera dumneavoastră, un sfat. Mai întâi le-aș da un sfat la cei necăstoriți și mă amintesc, ne povestea pe vremuri, un bătrânel că nepotul lui trebuia să meargă în armată și a spus așa, era ortodox. Băi, nepoate, fii atent, te duci în armată, fă-ți o cruce, dragul bunului, când vine apoi fă-ți două, nepoate, dar când vine vremea să te însori, fă-ți trei cruci. Adică ce spunea bunicul lui? Bă, băiete, armata e grea, dacă reziști bine, ești bărbat, dar când te însori, ai mare grijă, nu te grăbi, mă, vorbește cu Dumnezeu, consultă-L pe Dumnezeu, nu te grăbi la însurătoare, fii atent, că însurătoarea mai periculoasă decât armata. Da, există riscuri în armată și în război, dar când vorbești de mariaj, vorbești de un angajament de o viață lângă o femeie. La cei căsătoriți, există un sfat pe care consilierii îl dau, dacă te gândești la divorț, nu te grăbi. Mai întâi, izolează-te un pic de soția ta. Du-te la părinții tăi 3 săptămâni, 4 săptămâni. Sau du-te undeva singur și meditează. Caută un consilier, vorbește cu el. Spune-i, nu ține în tine nimica, golește-te ca un sac. Și ar putea să primești un răspuns. S-ar putea ca singurătatea aceea de 3 săptămâni sau de 5 să te învețe niște lucruri pe care nu le-ai știut când ai fost lângă soția ta tot timpul. S-ar putea să regândești lucrurile, să te întorci la ea. Și vreau să spun încă ceva. Se constată că cei care sunt, au gândul de divorț, dacă vor să lupte, în 5 ani peste jumătate din ei revin la căsnicile inițiale și sunt mai fericiți. Atenelu, vă mulțumesc din toată inima pentru timpul acordat, Marcel. Da, și eu vă mulțumesc și pe măsură ce avansăm în tema asta, parcă deschidem așa tot noi orizonturi și asta știți ce înseamnă, o nouă invitație. Nu ne ocoliți când mai veniți prin zonă, ca și acum că sunteți aici din nou în zona noastră, vă mai așteptăm. Sunteți deja invitat și chiar ne-ar face plăcere să continuăm puțin cu subiectul, să intrăm mai adânc. Zice Apostolul Iacov, despre cei care vor să meargă în cutare și dacă în cutare. Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va voi și vom trăi, vom face. Dacă slavă Domnului! Dragi prieteni, până data viitoare, nu lăsați problemele să vă dupoare, rămâneți în picioare!